Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local. Dacă știi altceva, de ce? În data de 29.11.2018. Păi. Așa. Ați fost, domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția primarului, având pe ordinea de zi următoarele puncte. Aprobarea proiectului, punctul 1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.11.2018. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31.10.2018. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6.11.2018. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul 3 a anului 2018 al Consiliului Comunii Urechești, inițiator primarul Comunii Urechești. Proiect de hotărâre la punctul 5, proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 28.09.2018 pentru aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație tratare apă brută Dărmănești, inițiator primar Comuna Urechești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții în cadrul aparatului de specialitate a primăriei Comunei Urechești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Urechești. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei Urechești. Și punctul diversei care va fi după încheierea ședinței cu ordinea de zi descrisă în fața dumneavoastră. Așa. Potrivit condiții de prezență, din cei 13 sunt prezenți 12, din care domnul Dogaru este plecat în stațiune cu bilet de tratament. Asta mi s-a spus, asta vă pun. Adică absentează motivat. Absentează motivat. Așa. Acum supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Domnul președinte, ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi. Acum trecem la aprobarea, la discuția fiecărui punct în pasă. Așa. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2018. Supunem la vot. Votul pentru abțineri? Nu. Așa. Aprobarea a fost aprobată în unanimitate cu un... Punctul 3. Aprobarea procesului verbal... Președinte. Adăugiri la procesul verbal din 31. Da, zice că și fi. Bine, hai spuneți așa. Așa. Cum? Bun. Aprobarea procesului verbal de ședință extraordinară din data de 6.11.2018. Supunem la vot. Da? Toate nu ați fost prezent la ședința extraordinară, nu? Nici eu n-am fost. Deci consilierii de la ședința extraordinară care au fost prezenți, dacă sunt de acord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voturi pentru. Procesul verbal a fost aprobat. Procesul verbal a fost aprobat. Bun. Și acum mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul 3 anul 2018 al Comunei Urechești. Inițiator primarul Comunei Urechești. Proiectul de hotărâre pentru
abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 28.09.2018 privind abrogarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stații, tratare, așa. Domnul Guru, da. Haideți să puneți în discuție un proiect. Atunci luăm fiecare proiect, luăm fiecare proiect în parte, ordinea, da? Ordinea zi a fost prezentată. Bun. Atunci luăm punctul 4. Să punem în discuție. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2018 al Comunei Urechești. Detalii foarte multe pe acest proiect, dacă îmi permiteți, domnul președinte, să da. Expun anumite motive. Motivat de faptul din domnul primar nu este. I-am dat mesaj acum doamnei contabil să vină în ședință, eventual dacă aveți întrebări, dumneavoastră în calitate de specialist, vă poate da detalii referitoare. Potrivit legii, 273 din 2006, legea finanțelor publice locale, trimestrial, în lunile aprilie, iulie, octombrie și trimestrul expirat și cel târziu decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, adică venituri și cheltuieli, cu excepția bugetului împrumuturilor externe, dacă este cazul. La momentul de față, contul de execuție, conform anexelor care mi s-au numat și dumneavoastră, atât pe venituri și pe cheltuieli, este detaliat. Se pare că și colega mea tocmai a ajuns, s-a primit mesajul. Acest contul de execuție este până la data de 30... La data de 30 septembrie, după cum a fost prezentat și de colega noastră, conform anexei întocmite. Dacă aveți întrebări, tocmai de asta am solicitat să vină și doamna contabil, referitoare la aceste anexe, să vă dea detaliile necesare. Domnul Pisecaru. Cine să scrie la cuvântul meu și dinte, ca să știm? Deci doamna Pisecaru. Domnul Pisecaru, să mai scrie cineva? Închidem lista, să știți. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Doamna contabil. Bine ați venit printre noi. Bine v-am găsit. Eu am luat drept model la aceste calcule, bine, ar trebui să vadă și colegi, dar da, dialogul meu. Deci drept model care mi s-a părut mie cel mai simplu este acesta de aici, deci la servicii religioase. Practic, unde s-a mers pe fiecare rubrică, deci am înțeles aici ce e vorba. E, dacă puteți dumneavoastră să ne explicați, sunt multe. E, de exemplu, la poliția locală, e la salubritate, e la ape. Ce înseamnă toate astea, practic? Să luăm așa, fiecare coleg are în față tabelul. Luăm asta de la început. Ce reprezintă? Da, ce reprezintă. De exemplu, cum avem aici, codurile, să le știm. Atunci și dați două, trei exemple. Scrie și acolo, cheltuielile aprobate la finele perioadei de raportare, adică la 30.09.2018, trimestriale cumulate, angajamentele bugetare, adică cheltuielile făcute pentru care s-au făcut angajamente bugetare. Da. Angajamente legale sunt cheltuielile pentru care s-au făcut, s-au încheiat contracte, da? Și plățile efectuate. Deci atât am avut buget, da, cât în prima rubrică. Deci angajamentul bugetar, la angajamentul bugetar, ai o sumă, 1000 de lei. Conform bugetului, da, 1000 de lei pentru salubritate, dau un exemplu. Da. După aia, la angajamente legale, că a fost totul legal și s-a întocmit. Da, legal. Avem contractul încheiat. Ai baza legală. Da. Plățile efectuate, unde apare, unii liniuți, unii gol, deci înseamnă că nu s-au făcut. Nu s-au făcut plățile așa, respective, da. Iar la angajamente legale de plătit, asta înseamnă că sunt de plată, în plată sau... Nu, angajamente legale de plătit sunt sumele care le mai avem în cont. Le mai avem? Da. Da. Sau sunt facturi neachitate și deci, sunt de plată. Deci de plată, deci de plată. Da. Da. Așa. Iar dincolo cheltuielile efective, ultimul paragraf, practic s-au achitat sumele. Da, da. Că dacă haideți să luăm așa, un aleator, un... De cine doare prin noi? Hai să zicem salubritatea. Că și așa e un scandal și... În fine, o să fie foarte greu. Avem așa, 93.000, nu? Deci ca să înțeleagă tot românul... Să ai bugetul pe tot anul. Pe tot anul. Deci aici da, scrie și aprobat bugetul anualul. Da. Anul. Hai să luăm la angajamentul bugetar, dar tot așa e. Trimestrial tot așa e. Tot 93.000. Păi au fost puse în primele 3 trimestre ale anului. În trimestrul 4 nu avem credite.
Deci mai au fost poziționate în primul, al doilea, al treilea trimestru. Și normal, la trimestriale apar tot 93.000. Dacă ar fi fost pus o sumă și în trimestru 4, la trimestriale era o sumă mai mică. Deci așa, avem 93.000. Mergem la angajamente bugetare legale, plăți efectuate 93. La angajamente legale de plătit, e pauză. Păi nu mai avem. Nu mai avem. Mai avem credit, mai avem buget. Și noi, de fapt, am plătit 67.586. Nu, alea nu le luați în calcul. Nu le luați în calcul. Aici, conform programului din contabilitate, preia ca plăți efective anumite facturi care n-aveți treabă cu alea, nu deci au nicio noi, relevanță. Exemplu, bun, deci cum am zis eu așa mai simplu, deci din mia aia, nu? Din aia 93.000 i-am plătit pe toți. Am dat exemplu 1.000. Hai, 90, deci am plătit pe toți. I-am plătit pe toți. Datorii mai avem, dar nu... Păi, și, deci am plătit până la data de 30.09. Da. Suma asta. Deci dacă m-am trimis să se raportează la anul... Nu, anul, raportăm tot anul ăsta, în decembrie. Deci atunci, dacă nu mai avem bani sau cum, nu mai avem bani. Deci programul pe total an a fost 93.000, care s-a consumat. Deci s-a consumat dinainte. Da. Hai să dar mai vedea ceva să mai întrebăm. Acum, bine ați venit. Mai târziu, poate mai bine să mai întrebăm una alta. Mai... Nu vă deranjăm prea mult. Nu mă deranjați, să întrebați orice. La serviciile astea, deci la religioase, dacă, la servicii de... Na, da, religioase. Unii suma aia, am zis, 200.000, care am ies ca coadă. Dacă puteți dumneavoastră, când aveți schimb, să ne aduceți și dinapoi niște raportări. Să avem și noi de când s-a început, să avem și noi o sumă, să știm și noi. Deci astea sunt raportările cumulate, deci astea pe tot anul. Noi, când am făcut bugetul, la începutul anului, s-a aprobat suma asta de 2 miliarde de lei, 200.000. Da. Am mers pe linie, s-au dat banii, s-au făcut treaba, în fel. Noi vrem să vedem și noi înapoi, să dați înapoi și noastră, pentru că bine aici. Înapoi ce înseamnă? Înapoi alți ani. Să vedem și noi câți bani s-au băgat și să vedem și noi niște facturi, să vedem și noi niște intrări, pe ce s-au dat banii. Dar acum nu numai la așa, sunt mai multe. O să le... să fac o listă, deci fără să vă grăbiți. Și voi așa, zona asta, dacă puteți zona asta, să-mi aduceți și mie cu tare lucru. Nu? Da, mai să ridești? Da. Bun, mulțumesc frumos. Mai multe, deci nu văd. Da. Supunem la vot punctul 4. Mergem numai la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. În unanimitate că vreau să fie voturile a fost votul. Urmează punctul 5. Așa, dacă se înscrie cineva la... Da. De abrogarea hotărârii Consiliului Local, dacă se înscrie, domnul... Nu, de comer, deci, atunci noi am votat, doar o singură persoană care a avut dreptate, practic, s-a ținut sau... Eu vreau să vă cuvânt, domnul. Poftiți, adică se înscrie domnul Marcuț. Problema este în felul următor, domnilor colegi. În momentul când s-a discutat despre acest proiect de hotărâre, în ședința din 28.09.2018, am avut o atitudine pertinentă, dând anumite explicații, făcând chiar și niște comparații. Unele printre altele, un coleg de-al nostru, în intervenția dumnealui, a încercat să mă susțină, să spună că logica mea are dreptate. În acel moment, eu m-am abținut de la vot la acea hotărâre. Mi s-a făcut așa un fel de reproșuri, începând să mi se spună, să mi se explice despre lege, despre una, despre alta. Iar dumneavoastră ați votat cu toții, este dreptul dumneavoastră. Acum vine și spune în felul următor. Să abrogăm o hotărâre pe care... dumneavoastră ați votat-o, adică eu nu am votat. Problema este în felul următor. Eu ar trebui acum să fiu singurul care să fiu de acord cu abrogarea acestui proiect de hotărâri. Asta este părerea mea. În restul,
vă privește pe dumneavoastră cum gândiți și cum votați. Vă mulțumesc. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru aprobare? Cine este pentru? Sunteți pentru, domnul Sipar? Da. Deci da sau da? Deci 1, 2, 3, 4. Sunteți pentru da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Toată aprobarea. Și 12. 12 suntem. Astăzi. Punem în discuție punctul 6. De pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre prin modificarea statutului de funcții din cadrul aparatului de specialitate a primăriei Comunei Urechești, județul Bacău, așa inițiator primar Comunei Urechești. Se înscrie cineva la acest subiect, la discuții, domnul Secaru. Da, punctul 6. Altcineva se mai înscrie? La punctul 6. Eu mă înscriu aici. Domnul Porumb. Mai e cineva? Bine, închidem lista, vă rog. Hai, dăm cuvântul domnului. Da, mulțumesc, domnul președinte. Deci la punctul 6 l-ați enunțat dumneavoastră la început, e vorba de statutul de funcții din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Da. Modificarea statutului. Eu trebuie să vă spun, au venit acum 10 minute materialul, n-am avut să citesc, l-am răsfoit un pic, dar eu zic că era bine să fie explicat înainte domnul primar. Este vorba de o modificare, practic, de la o grilă mai joasă, a fost ocupată de o doamnă care avea studii medii, dânsa a ieșit la pensii, Dumnezeu pensii lungă și... Da? Și acum s-a modificat la o grilă mai avansată. Era bine, vine domnul primar, mi-a explicat exact, clar, care e motivul, poate dânsul... Bine, dânsul știe, dacă a inițiat acest proiect, știe despre ce. Dacă noi ne-ați curcat bine cu o funcție cu studii medii, acum dacă dânsul a hotărât să facă așa, era bine explicat. Deci, nu... Vă dau un răspuns ambivo. Domnul primar s-a gândit la o figură, s-a zis și s-a gândit un contabil, s-a dat la contabil s-a gândit să o răspund. Când noi păstăm rușirea care am făcut-o noi acum, a plecat să mă admiră și am rămas 2 ani fără post ocupat. Se gândește la un om cu studii superioare și l-a angajat jos acolo. În momentul ăsta vă lucrați acolo, vă lucrați cu doamna din poate fi privă și în caz că mai pleacă de la noi din primărie să plece doamna contabil, poate eu nu să fie, ai omul să poți să locui în domnișcă. Eu zic că treaba asta este bolă de pus în tapet. Acolo noi voastră hotărâți și mai multe voastră. Deci asta e explicația. Asta este explicația. Direct așa, nu? O iasă, de la jos, de jos, așa. Bine, deci mai aveți ceva ce... Dacă e superioare, poți să pui pe o poze contabil. Păi, da, mai de la jos, așa, ca să stocească foarte. Dacă oameni sunt la diputare, vă rog frumos, vă rog frumos, dăm cuvântul domnului. Vă fi confundat, da, la ceea ce a spus... La ceea ce a spus colegul meu, eu fac o completare. Deci am avut o persoană pentru taxe și impozite cu studii medii, ca să fiu mai direct. Acum, gradul care se propune aici înseamnă să aibă vechimi, să aibă pregătiri, studii superioare. Acum, pentru taxe și impozite, dacă discutăm punctual pentru locul ăsta de muncă, faptul că am avut un lucrător care s-a descurcat cu studii medii înseamnă că și s-a descurcat onorabil, înseamnă că postul nu implică studii superioare. În altă ordine de idei, e bine cu studii superioare, pentru că poate să mai facă și alte atribuțiuni și are studiile respective. Dar și pentru a crea posibilitatea la noi absolvenți să angajeze și pentru a da posibilitatea să pregătească aici, alături de persoanele care sunt cu experiență. Acum avem și un expert executor, nu? Sau așa, care este o persoană pregătită că nu putea să ocupe funcția. Avem și un contabil, mă rog, la gradația care
este care este pregătită. Deci, eu cred că și debutant poate fi foarte bine angajat cu studii superioare și pe măsură ce se va... Domnule, nu e neapărat să fie și cursul superioare. Dar debutant, domnule. Da, da, noi creăm un precedent. Adică pe postul de debutant poate fi o persoană mult mai pregătită. Pe postul, dacă punem la gradația asta, nu se poate angaja un debutant. Aici este problema. Da? Să aibă neapărat vechimea. Trebuie să aibă condițiile impuse. Iar noi dacă punem pentru debutant, o persoană care are pregătire și vechimi se poate angaja dacă vrea. Să zicem, dacă o persoană care avea invers, eu. Iar inversul, o fată, să zicem, că aici cam femeie, da? Cu o pregătire economică care termină facultatea, se poate angaja, creăm un post și se poate pregăti și căpăta experiență și pe măsură ce capătă experiență și se perfecționează, avansează, nu? Cum am modificat statutul, asta e propunerea mea. Mulțumesc, la soldat, la general. Deci dăm șanse cu alte cuvinte și la tineri și la persoane cu pregătire superioare. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Noicuț. Domnul președinte, părerea mea este că logica domnului primar, printr-o mică explicație a domnului viceprimar, prin comentariu făcut de colegul nostru, eu cred că trebuie să aprobăm acest proiect de hotărâre în forma prezentată. Ar mai fi o problemă. Să ne gândim foarte bine că de multe ori noi mergem prin sat, dăm nas în nas cu tot felul de cetățeni care de multe ori ne spun în față sau auzând cu adevărat, care de multe ori îi auzând fără voia noastră, când începe să înjuri, să vorbească tot felul despre personal, că nu știu ce, că nu e incompetent, că nu știu ce, că nu are una, nu are alta, nu face. Deci, părerea mea este că e foarte bine să angajăm o persoană cu studii superioare pentru a ridica nivelul de eficiență al compartimentului respectiv. Mulțumesc. E suficient, am înțeles. Cred că am înțeles toată lumea. Așa, să punem la voi. Oricum e o persoană pregătită, deschid eu o persoană pregătită. Noi n-am zis că se va fi fără hai, vă rog frumos. Deci, cine este pentru domnul președinte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi pentru. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 1, 2, 3, 4, 5. Noi dorim în altă formă, de asta ne abținem. Pe care am expus-o noi și eu am punem. Deci, ca o completare, eu n-am spus să nu angajezi persoană cu pregătire cu studii superioare, nu orice cine. Deci, nu știu ce ați înțeles din expunerea mea. Deci, cu studii superioare, dar deputat. Păi da, să nu obligi, să înceapă de aici, dacă vreați. Mai ales dacă și din sat, de aici e și mai bine. Deci, proiectele hotărârii au fost aprobat. Aprobat, majoritatea de hotărârii. Păi, tot cum ai fost? Eu cu mâna sus. Pentru da? Gata, s-a văzut, s-a ridicat. 7 voturi pentru, 5 abține. Da. A fost aprobat proiectul cu majoritate de voturi. Cu așa de punctul 7. Mai avem pe ordinea de zi, punctul 7. Așa, proiect de ordinare privind alegerea președintelui de ședință. Nu, dar lasă-i așa, că într-o discuție, adică legat și de buget și de logica lucrurilor, când stăm de vorbă separat, altfel se discută și la vot e altfel. Dar asta e. Cine? Domnul... Vă vot pe domnul Dragă, președinte. Dragă. Dacă sunt vacanțe, exact. Dragă. S-a orientat. Este de acord toată lumea cu domnul Dragă? Deci ar fi 11 voturi pentru și abținerea din partea domnului Drăgan, da? Limitatea a fost limitatea a fost Drăgan. Acum, mai avem un punct. Nu, așa lasă-mă la urmă. Noi cu asta am încheiat ședința. Vă mulțumim tare mult.